Singurătatea sinagogii din Dej nu este risipită nici măcar în zilele de șabat sau de sărbători, pentru că nu se mai pot întruni cei 10 bărbați fără de care rugăciunea comună nu este posibilă. Noi suntem o comunitate de 36 de membri, din care 14 îndeplinesc în totalitate ritualul prevăzut de halaha, de regula scrisă în documentele biblice. Din 14, 5 sunt femei, 9 sunt bărbați, 1 la Gherla, 8 la Dej. Nu reușim nici măcar să asigurăm acel minian ritual care se obișnuiește în fiecare zi de sâmbătă și în zilele ce urmează de Rosh Hashanah, de Yom Kippur. Toți ne strângem în această anticameră unde absolut individual se efectuează rugăciunile de rigoare, absolut cu regularitate se oficiază slujbele de comemorare a morților și periodic se întrunește comunitatea pentru festivitățile primei sere a Pesahului, așa zisa seară de seder, pentru sărbătoarea lumânărelelor la Hanukkah, unde de fiecare dată ne onorează prezența doctorul prim rabin, dr. Ernest Neumann din Timișoara, și încercăm să asigurăm această supraviețuire. Cu atât mai mare a fost bucuria evreilor de Jen în vara anului 2000, la împlinirea unui secol de la înălțarea sinagogii, când templul s-a umplut din nou de lume. Ca în vremurile bune, cei prezenți au întâmpinat cu smerenie și bucurie sulurile sfinte, care de multă vreme nu mai fusese răscoase din chivotul lor. Cântecele vechi și pline de alean au răsunat din nou între zidurile sinagogii, ca un ecou al timpurilor când la Dej trăiau aproape 4.000 de evrei, care, deși își găsiseră un cămin, își jeleau totuși patria pierdută, visând la miracolul renașterii ei. Dincolo de chipurile tinerilor coriști, am încercat să imaginăm pe cei care, imediat după primul război mondial, au îmbrățișat idealurile sioniste, dorind cu ardoare să se întoarcă în țara făgăduinței și să reconstruiască statul evreu. La 16 iunie 1919, câțiva studenți evrei ai gimnaziului din Dej s-au adresat cu o rugare onoratei comenduiri militare să aprobe organizarea unor cursuri de limba română, franceză și ebraică. Cursurile au început în august 1919, după ce primiseră și avizul prefecturii. Clădirea primăriei din Dej, sediul fostei prefecturi a județului Someș, Dej a fost martora multor momente de referință ale mișcării sioniste. La 24 august 1919, în sala mare a prefecturii, a avut loc un concert festiv la care au răsunat pentru prima oară în Dej acordurile cântecului Hatikva,
sau Speranța, care avea să devină imnul noului stat evreu. Corul de tineret a fost pregătit de Shlomo Kaner, îndrăgit solist al operei maghiare clujene. La 30 ianuarie 1920 a sosit la Dej rabinul Moses Glasner din Cluj, promotor înflăcărat al idealurilor sioniste. Dată fiind ostilitatea unei părți dintre evrei habotnici, el n-a avut acces în sinagoga mare, fiind primit tot în sala festivă a prefecturii, unde și-a început discursul cu aceste cuvinte: ca rabin ar fi trebuit să cuvântez într-o sinagogă, dar am fost împiedicat să o fac. Totuși, conform tradiției iudaice, orice loc unde evrei se adună pentru un scop sfânt devine templu. În perioada interbelică, unii dintre tinerii sioniști au luat drumul Palestinei pentru a-și clădi țara pe care au visat-o. Însă majoritatea lor a pierit, alături de miile de evrei de jeni, în infernul lagărelor de concentrare naziste. La 29 noiembrie 1947, când adunarea generală a ONU a adoptat rezoluția privind înființarea statului Israel, speranța a renăscut în sufletele celor câteva sute de supraviețuitori reveniți la Dej, care încercau să-și refacă viața răvășită de doliu și suferință. Evrei de jeni, alături de locuitorii de alte naționalități, s-au adunat în fața primăriei. Pe balcon, alături de steagul românesc, flutura pentru prima oară și un drapel alb-albastru confecționat ad hoc. Adunarea a avut loc în ziua de 3 decembrie 1947. A fost arhiplină sala. A fost un entuziasm deosebit din partea tuturora care au participat la ședință. Și după ce s-au ținut discursuri de către secretarul de partid, de către Zinger Cima, de către delegatul organizației sioniste din Cluj, s-a cântat imnul evreiesc, Hatikva, când tot publicul din sală s-a sculat în picioare și era o atmosferă deosebită, favorabilă înființării statului evreu în fosta Palestina, în Israel. Aș face cea mai mare greșeală să nu recunosc că a fost o bucurie pentru toți evreii din orașul Dej, care nu era deja un număr foarte mare, că o parte însemnată n-a venit înapoi. Dar a fost o bucurie deosebită, deosebită, o mândrie, o mândrie că ești evreu, nu o rușine, fără pantlică galbenă și fără stigmatizare, puteai să stai în sală cu capul ridicat în sus și să te simți mândru că ești evreu.